O să vi-l arăt, fraților, pe Magellan. De dimineață plimbă puiul ăsta după el. Ah, că nici puiul văd că nu e așa sperios. Aici e Magellan și acolo e puiul sub el. Stai să dăm cu zoom să vedem. Sperăm că nu e așa sperios. De dimineață deja e ora 3 și cred că după la 9. După la 9, după la 10. Băi, și mere și vine și se ridică puiul după el. Îl aduce înapoi. Acum ești curios dacă îl și bagă. El nu-i, deci l-a ginit că-i pui. Și-o dea seama că-i pui și nu umblă să-l bagi înăuntru, să-l se ducă. Na, îți dai seama, și fiind pui, orice nici nu mai prea pleacă el, că are companie. Simpatic. O guțănică mică. O guțănică mică, uite, încă are câteva fire de puf. Ba nu are puf. Nu are. Are ceva pe cap. A plecat el și se duce și puiul după el acum. El a plecat că a văzut în aer un roșu recesiv cu albastru. Hai să vedem dacă pune jos ceva. Uite acolo. Pe acolo pe undeva trebuie să apară. Uite acolo. Uite-l. Hai să vedem ce face Magellan. Are patru după el. Patru e cu el cu tot. Aici trebuie să apară acum. Uite-l acolo, singur. S-a lăsat puii de el. Ok, e bine și așa. E bine că vine singur. Înseamnă că puiuțul ăla mic s-ar putea să mă fi scăpat de el. Am șanse mai mari să capturez ceva dacă nu-i puișorul ăla, ci... Uite că nu coboară singur, se duce. Se duce Magellanul. Nici nu știu unde e. Cerul de tulca, frumos. A, ce-i deasupra, cu bătuta aripa. Unde mă, acolo deasupra, la grădină. A, cu bătuta aripa, iar am văzut ceva. Așa am de el semnal când e ceva în zonă, uite-l. Frumos, mergem ascolul ăsta, bă. Superb. Abia aștept să fac terasa aia suspendată să pot să filmez de sus. Să luăm și un aparat de la profi, mișto. De fapt nu, că-l chem pe moșul Eli cu filmele. Moșul regizor. Îl dăm cu zoom-uri așa de parte, de unde vine el planat. Hai cu el. Iar nu coboară, nu mă marchează teritoriul. Bun. L-am prins în ultimele 10 secunde. Uite. Pac. Direct la box. Cum îmi place mie. Bun. Cam atâta. Uite. Animalito. L-am pupat. Pe portofele.